Cântă cu cubată-l vina, de răsună Bucovina. Cântă cu cubată-l vina, de răsună Bucovina. Ciocnirea cu maestrul Grigore Leșe la Târgoviște a produs un puternic șoc emoțional pentru cei care mai cred în valoare. Doctor în muzică, profesor la Facultatea de Litere a Universității București, unde predă etnomuzicologie, Grigore Leșe este o adevărată instituție. Cei care au avut norocul să-l asculte pe acest profesionist desăvârșit pot afirma cu tărie că s-au apropiat mai ușor de Dumnezeu. Modest cu sine și aspru, dar drept în judecata valorilor, Grigore Leșe produce o revelație când horește de unul singur. Incantație, geamăt, strigăt, suspin, bocet, rugă, blestem, toate sunt strânse într-un apel la porțile cerului, pogorât din stoicenii țării Lăpușului în sufletul românilor. Eu mi-am pus întrebarea asta de atâtea ori. Când horește omul? Și să clarificăm, termenii acestea sunt puțin străini, horit. Nici Bartok n-a știut să spună la hore, hore a spus horă. Și atunci cum să știți dumneavoastră? Dar n-a știut nici Gruiastoia. N-au știut nici cercetătorii de la Brăiloi. Ei ziceau horă. Și dacă ei au zis horă, atât o mărs termenul ăsta până a venit unul ali Grigore al Ionului Opriș din Stoiceani, adică eu în București, le spun, băi, nu-i horă, îi hore. Uitați-vă în toate documente și o să vedeți, nu apare termenul de hore, apare horă. Sigur, e același cuvânt, hore, horă, grecesc, coro, prin bulgaresc, e o întreagă poveste aici. Și m-am întrebat de atâtea ori, deci, la cânta, cum se zice, deci în Maramureș, la a cânta, îi zicea hori, adică eu horesc cu gura, eu nu pot zice horește cu fluierul. Când vreau eu să cânt din fluier, eu atunci trebuie să zic așa, zi din fluier, adică e de la dicere, zicere. Nu mai are legătură. Nu poți zice horește cu fluierul. Trebuie să spui horește cu glasul. Deci în Maramureș, a spomenit cuvântul Maramureș, multe cuvinte și o să mă leg de ele. A zis că sunt din Maramureș, eu nu sunt din Maramureș. Eu sunt din Maramureș administrativ. În Maramureș sunt mai multe țărișoare. Există Țara Codrului, există Țara Chioarului, există Țara Maramureșului și este Țara Lăpușului. Eu sunt din Țara Lăpușului. Fiecare țărișoară, mai de mult, Domnul era coordonată niște oameni. De aceea la biserici, când ne ducem acolo și vedem turnulețele acelea mici la turnul mare, a fost o conducere acolo, a fost un sfat al bătrânilor. După ce am crescut eu mare, m-am dus în satul meu, așa, acolo, și mă duc, să vedem, are turnulețe. Biserica, pot zic, are, înseamnă că au avut un sfat al bătrânilor acolo, adică o coordona satul. Așa. Că atunci când intri într-un oraș, în sat, într-o familie, trebuie să știi uita. Adică să vezi, adică să ne vedem unul pe celălalt. Eu acum am uit să vă văd și să vă citesc. Dumneavoastră, mă citiți de la televizor, mă vedeți, în presă, fiecare scrie despre mine ce vrea. Un singur lucru nu pot scrie despre mine. Cum horesc? Pentru că nu mă cunosc. N-au cum să mă cunosc. N-au cum. Pentru că nici eu nu mă cunosc până în cap. Nici eu nu știu când horesc și când nu horesc pe adevărat. Ei, și atunci, să ieșim, să facem așa, să ne simțim bine, eu nu o să stau mult aici. Eu vă propun ceva. Să ieșim din starea asta, așa, vezi, acum v-ați mai liniștit. Așa, ați revenit. Nu
prea vin la întâlniri din astea. Știți că ori vin și vorbesc, și atunci o dăm cu policlinica, academie, zice doctor, honoris, doctor, doctor și doctor. Așa, spunea Tudor Jardă, zice, mă, ăștia au transformat conservatorul în policlinică, că toți sunt doctori. Știți? Când venim în calitate de doctori, atunci venim cu hârtii științifice, suntem 5 și putem vorbi 3 ore, 8 ore, cât vrem noi, schimbăm lumea. Numai s-o putem schimba. Și aici, și apoi revin și ce vă propun, întrebarea mea. În 2013, Grigore al Ionului Opreșel a plecat în lume, dintr-o familie simplă, mama două clasă și tata tâmplar. Măi Leșe, tu după ce te-ai dus în lume? De ce te-ai dus tu în lume de acasă? Tata tot îmi spunea, mă, tu când te duci în lume, să nu uiți să vii înapoi. Este foarte important pentru tineri. Când vă duceți undeva, să știți, adică, unde te duci? Ai rădăcină sau n-ai rădăcină? De unde ești? Este întrebarea asta. Cred că și între dumneavoastră întreabă oamenii aici. Zice, mă, de pământ, de unde ești? Trebuie să ai răspunsul. Să știți că sunt oameni care nu pot răspunde de unde sunt. Și asta este o mândrie, zic o constructivă, nu-i păcătoasă mândria asta. Că eu știu de unde sunt, de pământ, Grigore, tu de unde ești? Pe zic din Stoiceni. Cine a auzit de Stoiceni? E un sat cu 140 de fumuri, așa se zice. Deci dacă sunt 140 de fumuri, înseamnă că dintr-o 140 de căzi iese fum. Ei, fumul acesta. Odată poate să iasă alb, odată poate să iasă albastru, poate să iasă negru. E un semn. E un semn. Și atunci, hai să facem următorul exercițiu. Că întrebarea mea este, de ce horește omul? Adică de ce cântă? La noi, la cânta, știți când se zice? Când se bocește omul la mormântare. Zice, ce te cânți după ăsta? Păi zice, a murit sora mea. Mă, tu de ce te cânți? Păi zice, a murit tata. Și atunci oamenii au semne. Au semne. Umblă descoperiți. Zice, mă, de ce umblă acela descoperiți și are barbă? Zice, a murit masa. Așa. Sunt semnele acestea. Și în postul Paștiu sunt semne. De ce horește omul? Ia ascultați aici, zice. Am noroc că știu cânta, că mi-a stâmpăr inima. Și mai departe zice, horile-s de stâmpărare la omul cu supărare. Sunt cele mai profunde versuri care s-au spus vreodată despre muzică. Repet, am noroc că știu cânta, că mi-a stâmpăr inima. Horile-s de stâmpărare la omul cu supărare. Păi spune ceva aici despre horit că ar fi de veselie? Am noroc că știu, horile-s de, adică mă stâmpăr. Dar supărarea aceasta, oare nu devine bucurie? Ba da. Deci omul când se stâmpără în tristețe poate deveni bucuros. Și acum, eu vă cânt două variante cu omul asta. Să vă și cânt. Că mi-a venit, deja începe să-mi vină de a cânta. Eu astăzi am venit la Târgoviște pe vedere. Când îți vreți să mă vedeți până în capăt, odată mă chemați să vorbesc de hore și vorbim despre hore 20 de minute, nu mai mult. Și când mă chemați în calitate de artist, dați-mi voie, am nevoie de sală, de spectacol, acolo e artistul Leșe. Și când vreau să fac pe nebun și pe exotic, mă duc eu în Stoiceni și fac ce vreau eu. Și când îmi vine, și atunci este lupta aceasta, sunt două lumi.
Unii care cred că țăranii, dacă îi aduci de acolo și bagi la Ateneu strălucitori, și alții care fac pe țăranii. Domnilor, prea mult m-a risipit ca să nu știu cine sunt. Prea mult m-a risipit. Deci, cine vrea să-mi explice mie în ziua de astăzi, indiferent de unde ar fi el, cum horește mama, mă enervez. Horile astea, horile n-au nicio legătură cu școala. Să nu vă puie Dumnezeu aici pe la universitate să înființați orice catedre de canto popular. Că eu sunt primul care viu și comentez. Nu se învață cântecul popular în academie. Dacă te duci în academie, acolo trebuie să știi pe tata Bach și pe Beethoven. Deci, atenție, eu astăzi nu sunt cu Beethoven aici, nu sunt nici cu Mozart, eu aici sunt cu sufletul meu, cu trăirea mea, ce mi-a dat Dumnezeu har, harul acela, și ce mi-a dat mama când m-a făcut. De aceea eu trebuie să-i mulțumesc la mama de sărbător că m-a făcut și la Dumnezeu că mi-a dat harul. Știți ce mare har este să poți ori? Asta e mare lucru. Știți de ce? Pentru că cu horea poți să rezolvi toate problemele lumii astea. Dacă sunt mașină, horez, dacă mă duc pe avion, horez, dacă sunt pe stradă, horez, cum e horez? Și atunci, să ieșim un pic din asta și dumneavoastră să faceți următorul lucru. Ce vă spun eu? Ritmul acesta. Dar pușcați în degete, așa să zicem la noi. Ia auziți cum. Și nu vă forțați. Toți, ca să ieșim un pic din asta. Și nu tare. Zis-o, mama, către mine, hai, dorule, dorule, să-mi învăț orile bine, hai, dorule, dorule. Nu știu lume ce-o avea, hai, dorule, dorule, horile mor mângâie, hai, dorule, dorule. Lai, 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 la, cântați cu mine, lai, 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 la. Lai, 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 lai. Nu v-ați pierdut de tot cântecul. E foarte important. Imediat revin. Deci, lai, dacă dumneavoastră, zilnic, dumneavoastră sunteți cu cântecul acesta. Este ceva extraordinar. Deci, nu e nevoie de texte. Eu zic, lai, 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 lai. Mai murmurați. Lai, 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 lai. Sunt profesori care nu învață copiii în 20 de ani să cânte cum ați cântat dumneavoastră cu voi. Aplauze. De ce să aplaudă? Păi stați că o lămurim și asta. Eram la temple, în fața templelor din Japonia. Și acolo m-am dus cu Liliane Orgulescu, am fost la Expo Mondial, acolo am avut 4 concerte. Nu dau exemple astea că pe unii am umblat eu în toată lumea, știi că sunt și sunt soliști de ăștia, să duc în turist de ăsta folclor, n-au niciun afiș, nu reprezintă pe nimeni, umblă așa de
hai, zice, am făcut-o și pe asta. Eu vă spun asta pentru că au fost momente importante acolo. Și am văzut lucruri interesante, lucruri pe care le-am găsit și în Maramureș. Îi bat din palme și se apropie de templu. Dar în învârtită de Maramureș sau în jocuri, de ce bat în palme dansatorii? Păi ce-i dansul, de fapt? Automat te rezolvă problema de aplauze simple. Astea aplaudă, să alunge duhurile rele, jocul, să iasă norocul din pământ când tropotesc. Nu așa. Ne duce mult la focul viu, ne duce la obiceiurile de la stână, cam pe acolo trebuie să căutăm jocul, dansul. Și atunci am zis, uite-te mă, porțile ca în Maramureș, bătăile din palme ca în Maramureș și am întrebat, băi, de ce bateți în palme? Să alunge duhurile rele. Cât ați învățat încât în 30 de secunde? Astea nu-ți trebuie tratate. Să te duci la universitate, să te vezi prețios, să stai la catedră și să dictezi la studenți ani în șir același lucru. Se plictisesc. Poți face un lucru pe lume dacă nu-l împlinești? Și vine primul cuvânt de interpretare. Păi eu ce fac aici? Interpretez sau împlinesc? Nu, împlinesc. Și după aceea interpretez. Interpretarea ce presupune? Cuvânt. Păi cuvântul e Duh. Eu trebuie să interpretez, adică după ce împlinesc muzica. Nu. În ziua de astăzi oamenii interpretează și nu împlinesc. Și aici au o problemă cu mine. Când mă duc la simpozion sau unde mă duc, că nu mă prea duc, simpozionile mele sunt oamenii. Trebuie să-i fac să înțeleagă, să se regăsească în ce dodi le toți, ce dodi le mai spun eu de fiecare dată de ani de zile. Nu m-am înscăunat. Nu vreau. Când ești înscăunat, depinzi de cineva. Mă duc în televiziune, că este vorba ce zice, eu sunt acela copilaș, din țarină fac imaș, din țarină fac hațău și mă duc unde vreau eu. De fac ce cred eu. Eu asta am înțeles, stimați tineri, de aceea că vă văd cu fețe frumoase acum. Frumoși. 89, în 89 am câștigat un lucru eu, să fiu liber. Libertatea aceasta nu poți înțelege dacă... Dar ce libertate, de fapt? Dacă nu-i înțeleasă libertatea. Libertatea de a gândi. Îți trebuie un pic de minte, glas, așa, și har. Degeaba ai har și n-ai minte. Dar păi, degeaba ai minte și n-ai har, nu-i bugăt. Că înseamnă mintea mă duce... Am rădăcină, har, și rădăcina asta trebuie să dezvolte coroană. Corona asta, eu la coroană îi spun minte. Nu vreau să intru aici în multe detalii, așa de astea. Sunt foarte mulți cu minte, dar n-au har. Și atunci, mintea asta cum se traduce? Băi, Grigore, tu ai școală. Eu am cu școală, dar nu pe cântat. Și atunci eu trebuie să mă duc în lume și să aflu cine-o fă Bach, de ce Brăiloiu n-o compus numai un cântec de leagă și o teoretizat, de ce Emilia Comișel a scris folclorul copiilor și nu-i până în capăt cum ar trebui să fie, de ce teoria lui Bartok, așa, referitor la terminologie, nu-i hore până în capăt și hore lungă, dar nu întâlnesc denumirea? De ce Bartok nu are hore adâncată denumirea și am întâlnit-o? De ce în Maramure se spune la hore, se-i zice și înturnată și nu întâlnesc? Păi problemele astea le vede Grigoruț în 2013. Noi,
nu, nu, în lume cât oi umbla, în lume cât oi umbla, hai, dorule, dorule, multe rele mor mânca, hai, dorule, dorule. Orile-s de stâmpărare, hai, dorule, dorule, la omul cu supărare, hai, dorule, dorule, la 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 lai 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 Dumnezeu să întâlnesc aici patru oameni să înțeleagă tot ce am spus de la început până aici. Fără să intru în detalii. Da, or Dumnezeu, nu există cuvânt să nu-l plasez. Ați mai folosit aici un cuvânt în prezentări, tradițional. Ei, cu asta am o problemă. Domnule, tradițional, arhaic, ancestral, știți ce vă rog? Acum 10 ani am vorbit într-un fel, am horit altfel. Bă, după 10 ani trebuie să-mi schimb atitudinea. Mai schimb și câte un cuvânt. Tradiționalul e dat. Bă, e dat. Dar când devine un lucru tradițional? Păi dacă eu când 200 de ani și-o intrat în conștiința mea și eu te horesc, vioara este instrument tradițional? Păi nu-i tradițional vioara, că e instrument clasic. Că românii din Bihor au mai pus și gornă. Că noi cântăm populară, cântăm ce vrem noi. N-avem decât să cântăm. Dar fluierul este instrument tradițional? Păi dacă mă duc, Doamne, până și la morți să pune de cruce. Să pune de cruce și prin fluierul ăsta să descoperă făptașul în varianta Mioriță, zice. Oi, mândru mi-s cânta, pe voi fluierul, fluieraș de os, muzice, cu duios, auzi, bă, fluiere din os, adică să facă fluierul din os, să cânte duios. Muzice cu drag, fluieraș de fag. Și atunci îi pune cruce, ce bă, cum găsim noi făptașul? Atâta s-a vorbit despre miorița asta, de oaia asta, că deja au căptet despre miorița. Și mai există o expresie, o află în culegeri, meridianul folclorului românesc. Ei, când aud asta cu meridianul, atunci eu, știți cum, mă și gândesc la mama. Și cu asta am terminat. Dar să vedeți dumneavoastră ce păstori am văzut eu în Persia. Să vedeți dumneavoastră ce păstori am văzut Grigoruțul Ionui Opri și în Irlanda. Să vedeți ce păstori am văzut în Mexic și cât de aproape cântă de noi. Că nu mai știi, ori noi suntem buricul pământului sau buricul pământului câteodată se mai și modifică. Știți că buricul pământului poate să fie într-un an în Carpați, dar oare Dumnezeu să fim odată buricul pământului? Nu cred că o-i trăi o zilele acele. Câteodată poate să fie în Mediterana și se schimbă. Dar buricul pământului se schimbă după valori. Și întrebarea mea imediat este, avem valori? Da. Dar trăirile noastre sunt speciale.
prea mult m-am risipit ca să nu știu cine suntem și cine suntem noi. Am 40 de ani de umbletă. 40 de ani, 8 numai în televiziune. M-ați văzut pe mine venind să filmez la primăria din Târgoviște? Nu. Eu nu am treabă cu primăria, am treabă cu ciobani, am treabă cu țigani, am treabă cu saș, am treabă cu căruțaș, am cu povestitori. Păi ăștia nu i-am făcut la primărie, numai când vin să-și plătească cotele. Și dacă îi abordez în sat, atunci ei nu-s ei. Îs alții. Eu încerc să fiu astăzi, cât de cât să fiu eu, să vă arăt cât de cât din sufletul meu. Și acum cântucul la care cânt, la ce țin eu cel mai mult, vreau să vi-l horesc, dar fără ciubucărerile astea de aici. Această structură muzicală am întâlnit-o în cele mai îndepărtate corțuri ale lumii. Același lucru, cântă toată lumea. După mine, în lumea asta există un singur cântec. O hore. Și horea asta are pui. Cântecul. Și puii ăștia sunt prăștepi în toată lumea. Un pui s-a dus în Scandinavia, unul în Persia, unul s-a dus în Mexic. Umblat și s-a împuit. Cum? În tri. În strămoș, în bunic, așa și tată. Și s-a împuit și-a apărut nepotul, strâmpotul. Și atunci horile trebuie să fie cu tri. Adică să fie un început, un mijloc și un sfârșit. Eu făcând horea lumii, unde te duci în lume, e același cântec. Nu există. Că unul o dă pe ritm, că o structură mai combinată. Sigur, au venit unguri, au pus în Ardeal altceva, au venit perși, au venit tătare, toți au venit, da. Dar știi ce au făcut ăștia cu noi? Ne-au dat forță. Că noi, la muzica asta, îi zic eu, memorie orală. O cânt eu, o cânti dumneata, dumneata și nu se știe care e acela. Cu alte cuvinte, spune noi că la un moment dat vorbește de genialitatea difuză. Adică când și eu, când și tu, când și tu și tăți, la un loc, dăm bine. Nu, la noi nu e așa, eu trebuie să fiu genial, ceilalți noi bărfim. Deci atunci eu numesc cultura asta, nu există. Cu ce cultură? Despre ce cultură vorbim? Memorie orală. Eu horesc, horește celălalt. Știi ce le lipsește la oameni? Onestitatea. Că nu recunosc din ce suflet de om pornește horea. Eu strimez în lume de acolo să le spun ce-i horea. Că ei recunosc sau nu recunosc. Dar un singur lucru vă spun. De vreo 20 de ani, țara cântă după mintea mea. Aici n-am nici un pic de modestie. Țara cântă după mintea mea. Mă chemați la o conferință și vă explic de ce cântă și de ce consider că țara cântă după mintea mea. Am toate argumentele. Țara cântă după mintea mea. Asta nu poți să o spui la televizor. Vă spun aici, mai restrâns. Mai aveți și camerele, mai dați. Iar horea aia de care eu vorbesc că e una în lume, e asta. Domne dă s-o poși ori. Domne dă. Asta se cântă în singurătate. Omului nu-i place să fie văzut când horește. Când îi văzut, nu-i el, minte. Am probe înregistrate. Întreb cercetătorii care s-au dus o singură dată într-o zonă și au înregistrat. Au văzut? Na. N-au văzut. Au teoretizat și au bâșbuit. Și au bâșbuit când la unul, când la altul. Sunt documente, le arăt. Documente, numai în terminologie, în structurile muzicale. Asta e horea.
Acelui iavaș dava, da mă. Căci în lume s-ar afla. Hei, da să mânce, iască inima, da măi, că n-aș ști cere câte aș da, că n-aș ști cere câte aș da. Hei, că dimineauri, ci, două mii, da măi, că eu i-aș da mai mult cu tri. Hei, că vă răce vă tibi, și n-ar ști spune, da mă, dacă te m-a mâncat în lume, ardă chiar focul de lume. Hei, că vă răce vă n-ar muri, da măi, da Domnul măi, și încă n-ar mai ispravi. Domne, haideți, haideți că-i vreme de toate.